În luna decembrie 2015, Garda Forestiere Suceava a efectuat o serie de acțiuni din sfera sa de competență, cuprinzând verificări ale operatorilor economici care procesează și depozitează lemn rotund, controle ale transporturilor de materiale lemnoase pe drumuri publice și forestiere, inspecții în suprafețele de fond forestier național administrate de către structuri silvice autorizate. În urma acestor verificări au fost constatate încălcări ale prevederilor legale în vigoare privind regimul silvic, fiind aplicate măsuri în conformitate cu actele normative aplicabile acestor domenii. Astfel, în perioada menționată au fost efectuate 37 de controle în pădure și 57 de controle privind transportul și comercializarea materialelor lemnoase. În urma acestor controle au fost aplicate 139 de sancțiuni contravenționale cu amenzi în sumă de 338.300 de lei, fiind confiscate cantitățile de 170 de metri cub de material lemnos în valoare de 43.000 de lei. Au fost efectuate 20 de inspecții de fond și 17 controle privind modul de respectare a regulilor de exploatare forestieră. S-a constatat tăierea ilegală a unui volum de 644 metri cub de material lemnos, care fac obiectul a 13 dosare penale de tăiere ilegală de arbori, fiind sesizate organele abilitate să efectueze cercetări specifice și să identifice toate persoanele responsabile pentru săvârșirea acestora. În perioada 15 noiembrie 2015-24 decembrie 2015 a fost organizată campania de prevenire, constatare și combaterea recoltării ilegale a pomilor de Crăciun, organizată în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean și Inspectoratul Județean de Jandarmi. În cadrul acțiunilor s-au confiscat 324 de pomi de Crăciun. Garda Forestieră Suceava va desfășura în continuare verificări complexe ale modului în care toți operatorii economici care exploatează, transportă, depozitează sau procesează materiale lemnoase respectă prevederile legale în vigoare. Controalele se vor desfășura atât în suprafețele de pădure gestionate de structuri silvice, cât și în depozitele de materiale lemnoase sau pe drumurile publice și forestiere. Totodată, se continuă demersurile în vederea preluării în pază a suprafețelor de fond forestier pentru care proprietarii nu au încă încheiate contracte de pază cu o structură silvică autorizată.